Mihai Constantinescu a murit la Spitalul Floreasca la capătul a 5 luni de comă. În cântărețul s-a stins în timp ce soția lui aștepta o minune acolo în salon. Nu vedeți că unii dintre noi sunt mai slabi, alții sunt mai puternici, alții sunt foarte puternici. Am avut o dorință la un moment dat să merg spre lumină. După foarte multă vreme am reușit să ajung în vârf și să trec în partea cealaltă și să găsesc o lumină extraordinară. Mihai Constantinescu va fi îngropat în cimitirul Ghencea în momentul în care au fost depuși și părinții și sora lui. Familia lui Constantinescu așadar a refuzat locul din cimitirul Belu de pe Aleea Artiștilor. Un gest mai degrabă surprinzător. Bianca Chivu ne dă toate informațiile. Imediat va fi cu noi domnul Octavian Ursulescu. Te ascultăm, Bianca. Toată țara este îndoliată după moartea lui Mihai Constantinescu. La ora 13, trupul neînsuflețit va fi depus aici, la Biserica Sfânta Parascheva din capitală, urmând ca mai apoi, mâine, să aibă loc slujba de înmormântare la, atenție, cimitirul Ghencea din capitală. Pentru că aceasta a fost dorința artistului, de a fi îngropat în același loc în care au fost îngropați și părinții, dar și sora lui. Familia a făcut toate demersurile în această dimineață, au fost desfumate trupurile familiei lui Mihai Constantinescu pentru ca acesta să fie îngropat acolo unde și-a dorit. Deși mai multe autorități i-au oferit un loc de veci în cimitirul Belu pe Aleea Artiștilor, familia a refuzat acest loc de veci pentru că a dorit să îi îndeplinească această ultimă dorință lui Mihai Constantinescu de a fi îngropat alături de părinți și de sora sa în cimitirul Ghencea din capitală. Cum spuneam, aici la ora 13 va fi depus sicriul cu trupul neînsuflețit al artistului, iar cei care vor dori să își ia rămas bun o pot face până mâine, când va avea loc slujba de înmormântare. Mulțumesc, Bianca, mulțumesc și dumneavoastră, domnule Octavian Ursulescu, pentru faptul că sunteți în direct cu noi. Vă surprinde această decizie sau poate se potrivește mai mult omului care a fost Mihai Constantinescu? Lipsa de dorință de a fi acolo, la Belu, nu? Unde ne gândim că mari artiști și-ar dori să fie înhumați. Este o chestie ce ține de vanitate și încă o dată Mihai a dovedit că este un om obișnuit, atașat de familie. El o iubea nespus pe Ileana, pe sora lui. O cunoșteam bine, ne-am vizitat, stătea în drumul taberei. Deci el a dorit să fie lângă ai lui, cum se spune. Nu contează Aleea Artiștilor, Belu, dincolo de moarte, toți suntem egali, așa încât Mihai Constantinescu va odihni alături de cei care au fost atât de dragi. Pe Aleea Artiștilor, sigur, erau cei cu care a fost în multe spectacole, dar totuși familia este mai aproape și chiar vorbeam, chiar în această dimineață m-au sunat Margareta Puslaru, care își amintea de turneele extraordinare, de sufletul lui bun, pentru că Mihai a fost un om bun și atașat de colegi și familie. Cu Cornel Constantiniu am vorbit, care spunea, în ciuda stării sănătății, va încerca să ajungă în căruciorul cu rotile cu soția sa domnița astăzi la Biserica Sfânta Parascheva pentru a-i aduce un ultim omagiu, pentru că odată cu Mihai se stinge o lume nu numai minunată, o lume încet, încet, tot mai săracă de talente, de melodiști, de oameni care au iubit publicul, indiferent de vârstă. Da, și mai ales că e o plecare totuși fulgerătoare. De-a lungul acestor luni au apărut tot felul de informații, mai mult sau puțin confirmate, care pe admiratori, de fapt pe tot publicul din România, cumva au rămas cu impresia că e, că își revine, că erau vești pozitive. Cumva, probabil că a fost aici și o lipsă de comunicare sau ce să se fi întâmplat. Da, sunt și eu de acord cu dumneavoastră. Întotdeauna însă e bine să
ei numai informații de la personalul medical și erau foarte mulți cei care sperau, vizitau, doreau ca el, așa cum am dorit cu toții. Și exemplul lui Gabriel Cotabisă, care a ieșit dintr-o comă și pe urmă, iată, este foarte bine, ne-a însuflețit pe toți și ne-a dat speranțe. Dar iată că după 5 luni speranțele ni s-au spulberat. Am auzit și voci răutăcioase sau pesimiste, spunând că, Doamne, mai bine, că n-ar fi rămas decât o umbră din ceea ce era la altă dată. Nu. Dacă ar fi trăit, ne-am fi bucurat să-i vedem lucirea din ochi, tot strângem ea pe mână și să-i punem la ureche melodiile sale atât de frumoase. Dar n-a fost să fie. Adevărat. Mulțumesc, domnule Octavian Ursulescu.